Vreau să fim așa cum suntem noi, să venim la El. Și o, când ne deschidem inima înaintea Lui, ne strălucesc fețele în prezența Lui. De aceea, haide să ne uităm unii la alții privindu-ne ca pe niște frați, ca pe niște oameni cu care moștenim împărăția Dumnezeu, cu care vom moșteni împărăția Dumnezeu, pentru că cântarea spune, cerul stă și ascultă cântarea, să asculte cântarea ta. Cerul stă și ascultă, nu cântarea, nu numai cântarea noastră, cei care suntem aici în față și voi să vă uitați la noi. Cerul stă să asculte și cântarea ta în seara aceasta. Cerul stă să ne asculte pe fiecare. Ai ceva de spus Domnului? Ai motive să-i mulțumești Domnului? Ridică o mână sus cine are de mulțumit Domnului ceva pentru săptămâna aceasta. Ai ce să-i mulțumești Domnului? Ridică o mână sus. Cei care n-ați ridicat, n-aveți ce să mulțumiți. Ne-a făcut Domnul mult bine. Îndrăznește că vor veni vremuri când nu vom mai, când ne va trebui mai multă îndrăzneală să lăudăm pe Dumnezeu. E o vreme de libertate acum. E o vreme în care, așa, ridic și o mână. Nu mi-e greu. Va veni o zi în care, Doamne, aici sunt. Doamne, vezi mâna mea ridicată către Tine? Dar să știi că nu-i numai mâna, Doamne, și inima înălțată către Tine, Doamne. Faci lucrul acesta? Fă-o din toată inima. Nu pentru noi, nu pentru cei care au venit aici să te vadă, ci pentru Domnul, care spune cuvântul lui Dumnezeu că este Domnul care vede. Fie dar Domnul care să te vadă, nu doar când îl auzi pe El, ci și atunci când nu te știe nimeni. Doamne, binecuvântează-ne. Haideți să lăudăm pe Domnul.
sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a mântuit. Eu sunt fericit, eu sunt fericit, sunt fericit că El m-a mântuit. Hosana, laudă Domnului, laudă Domnului ce m-a salvat. Eu sunt fericit.